am venit chiar în forță, fiindcă pe partea cealaltă, pe strada Victoriei, nu se mai poate lucra, fiind o hotărâre judecătorească. Atunci s-au mutat aici, noi încă nu avem o hotărâre judecătorească, o să avem și noi proces peste două săptămâni și atunci o să vedem ce o să fie. Am sunat la Garda de Mediu când am venit, da? Și cei de la Garda de Mediu nu pot să vină. Spune că este o hotărâre judecătorească, dar hotărârea judecătorească nu este a noastră, este a familiei Lăntrăjan. Nu vor să vină, am cerut să vină să constate, să vadă dumnealor ce este aici la fața locului. Spune că judecătorie, cei de la judecătorie o să hotărască ce panouri o să pună ei, ei nu au nicio treabă acum, nu pot să facă absolut nimic. Eu i-au amendat de nenumărate ori și în momentul de față ei, dumnealor, nu mai au ce. Ați văzut și dumneavoastră că nu au niciun efect, niciun efect. Pentru că nu-s pusă pe, cred că nici nu-s conforme cele panourile care ar trebui pusă normal la o asemenea lucrare și nu este împrejmuită toată proprietatea. Deci ei lucrează acolo, panourile sunt la 20 de metri, 10 metri de ei, nu? Nu se poate și ceva. Și de aici, mai aici, un infern, în casă nu se poate sta, afară nu se poate sta, ei... E foarte greu, foarte greu de mers. Și nu ne ia nimeni în seamă, vedeți bine cum se lucrează.